Calorifer de oțel sau calorifer de aluminiu? Ok, vrei să cumperi calorifere, dar nu știi din ce material să fie. Hai să discutăm avantaje și dezavantaje pentru calorifere. Caloriferele din oțel sunt cele mai folosite și sunt preferatele mele. Sunt ieftine, au mai multe forme și stiluri, poți găsi chiar și calorifere colorate. Dezavantajele sunt că pot să ruginească și nu au durată de viață așa de mare. Caloriferele de aluminiu sunt printre cele mai bune calorifere. Se încălzesc repede, au putere mare și răspund repede la încălzire. La dezavantaje intră că sunt scumpe, se zgârie ușor, se răcesc repede și mai greu și mai scump de montat. Dacă cauți cele mai bune calorifere de apartament, depinde de tine să alegi materialul cu aceste recomandări de calorifere. Dacă se încadrează în buget, poți alege calorifere de aluminiu un pic mai scumpe, dar și caloriferele de oțel pot să facă treaba foarte bine și sunt ceva mai ieftine. Sper să-ți fie de folos!